Cea de-a șasea ediție a expoziției temporare Salonul de Primăvară s-a deschis sâmbătă la Muzeul de Artă. Anul acesta evenimentul va marca și centenarul Marii Uniri. La Muzeul de Artă s-a deschis cea de-a șasea ediție a Salonului de Primăvară, expoziție care reunește lucrări ale mai multor artiști plastici. Expoziția de pictură, grafică și sculptură însumează lucrări realizate de 26 de artiști plastici din Roman, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, Iași, Focșani și Brașov. Este o expoziție colectivă organizată de muzeul nostru și în primul rând dedicată zilei orașului Roman, 30 martie, anul acesta împlinindu-se 626 de ani de la prima atestare documentară a urbei noastre Mușatine. În același timp, faptul că anul acesta suntem și sub semnul centenarului Marii Uniri, expoziția este dedicată și acestui mare eveniment. Pe simezele Muzeului Romașcan sunt expuse peste 120 de lucrări, artiștii abordând teme diverse, de la peisaj la portret și natură statică. Aș aminti câțiva dintre artiști, deja i-am pomenit pe Ovidiu Cloșcă și Ovidiu Costel Cărpușor. I-aș aminti pe domnul Florin Mircea Zaharescu, doamna Monica de Carp, George Leteanu de la Vaslui, Lucian Gogu Craiu de la Piatra Neamț, Oana Gavriliu de la Piatra Neamț, Silvia Trăistariu de la Piatra Neamț, mai avem pe Andrei Penațio de la Iași, copilul minune, cum i-aș spune eu, de 12 ani, care reușește să ne surprindă cu lucrările sale. O avem pe doamna Viorica Vasilișin, o avem pe domnul Mihai Olteanu, pe doamna Elena Sârb, pe Irina Lazăr, Iulian Sebastian Negru și mai multe nume. Expoziția poate fi vizitată până pe 17 aprilie.